care este data de înființare a Radioului Clujan. De aceea ne-am fi dorit să organizăm această lansare de carte de ziua radioului în 2020. Dar trebuie să vă povestesc de ce am ajuns eu aici, ce caut eu aici. În 2011 începusem să citesc tetralogia lui John Updike despre Rabbit. Și îmi plăcea foarte, foarte mult. Îmi plăcea nu doar scritura, îmi plăcea traducerea. Eram atât de entuziasmată de ce citeam, că de multe ori mă ridicam în picioare, mă plimbam prin casă și spuneam, dar nu se poate. Cum poți să traduci ceva atât de frumos în limba română? M-am uitat cine era traducător, George Volchanov. Nu știam cine e. L-am căutat pe Facebook, l-am găsit, dar mi-a fost rușine să-i cer prietenii, așa că i-am scris un mail, că mi se părea mai puțin intruziv. Mi-a răspuns, am început o corespondență pe literatură, pe traducere, pe alte subiecte, după care am considerat că ne cunoaștem suficient de bine încât am îndrăznit să-i cer prietenia pe Facebook. Mi-a acceptat-o. Când a văzut că lucrez la Radio Cluj, m-a întrebat, dar tu lucrezi la radio-ul ăla clujan, ăla de pe vremuri? Și am zis, da. Dar tu știi că voi aveți acolo niște comori extraordinare. Tu știi de Sorin Tudoran, tu știi de Cromatic. De Cromatic auzisem, de Sorin Tudoran nu auzisem, mărturisesc. După care, mă rog, am continuat corespondența mai mult sau mai puțin și acum vreo un an și jumătate sau chiar doi, domnul Volchanov mă sună și îmi zice, auzi, este o fată la Cluj care scrie o carte despre Sorin Tudoran, te rog eu frumos, ajut-o. Și așa am ajuns eu să o cunosc pe Dorina Rus, ne-am întâlnit, pe acea vreme cartea era de fapt în laptopul ei. Dorina n-a avut nevoie de foarte mult ajutor, pentru că știa ce dorește, era foarte hotărâtă, era foarte organizată, era foarte disciplinată. Așa că ajutorul meu a fost minim, am mai făcut câte o observație pe aici, pe acolo. Însă, cartea asta pentru mine este ca un fel de copil, pe care l-am văzut de pe când încă nu exista. Crescând, exact. Și sunt foarte bucuroasă că, iată, din admirația mea pentru domnul George Volchanov și din admirația domniei sale pentru Sorin Tudoran, la intersecție se află cartea asta și mă bucur foarte mult că o putem vedea și o putem citi astăzi.